Ți-a venit vreodată la piață sau undeva să o faci părățoiu? Și să zici, auleu, da, mă duc, de exemplu, cu mai, mă duc în cabine de probe și mai probez de-astea, tricouri, bluși. Și când intru acolo zic, mamă, mi-a dat pe aia, iar în băga mea ce, m-a prins de-astea. Când ți-am zis să-ți iei pe aia, că nu te strâng, măi, omule. Păi da, dar n-ai zis de-asta, firana, al dracu, că m-a prins aia. Zic, aveți un 42, că ăștia mă strâng. Îți dai seama, când ies, aia e pa. Și băi, erau vreo trei acolo la aia. Da, sau de exemplu, mă duc în cabină să intru așa și zic, mamă, băi, ce să mă, să-mi pierd-o, pune-mi la vene. Lasă-mă, ai călcat pe el? L-ai omorât, nenorocitule. Ei spart toate, aula, nici n-avea. Și pe urmă zic, mai dați-mi și mie un nem. Bă, tu-ți dai seama. Da, bă, era unii din... Bă, ies ăia din jur. Când tragi pe perdeluța aia. Nevastă-mea o taie. Da, nevastă, nu sunt cu el, zice. Mă ia capul, da, mă ia capul. Mă ia capul, frate. Deci, sau mă joc că apelez la astea, la talentul ăsta, când văd că cineva, bă, chiar insistă, e tâmpit și trebuie să-i explic că e tâmpit și o dau un comic, înțelegi? Dacă se înghesuie, dacă îmi taie fața, dacă da. Mă bag aia, dacă intră în parcare, dacă face ca... Bă, dacă îți dai seama că îmi duc și zic, băi, acum ți-ai găsit, mai frate, să parcheze exact aici. Inadmisibil. N-ai găsit, frate, în altă parte? Băi, dar nu se poate așa ceva. Nu te cred. Lasă, dragă, parchează unde vrei. Lasă-mă să pună, poate îi place peștele. Înțeleg? Deci gata, tu și turbat, când... Ăla pe loc. N-are ce să... N-are ce să faci.